Accidentul s-a produs în comuna Pătulele. Bărbatul în vârstă de 53 de ani și șoferul care împlinise 28 de ani pe 8 martie băuseră toată ziua, spun martorii, iar spre seară plecaseră cu mașina unde doar ei știu. Vă pomeni cu mașina în curte. L-ați speriat? Foarte tare, crezui că veni peste mine. Și ați, cum erau victimele? Ce ați văzut? Un băiat e mor și unul e accidentat rău de tot. Ce s-a stricat și casa, gardul, ceva? Gardul, mașina și porțile de fier. A venit din spate ăștia care făcură accidentul și loviră un microbuz, microbuzul acolo jos. S-a răsturnat? Nu, l-a lovit din spate. Microbuzul. Oprise să ia pe cineva? Sau? Da, era staționat microbuzul și lovit din spate. A dat într-o dubă staționată pe dreapta, a proiectat această dubă în locuința unor oameni de aici, iar este un decedat și băiatul, șoferul, este luat de ambulanță și dus la spital în stare foarte gravă. În centrul satului Viașu, conducătorul auto a lovit violent un microbuz care oprise pe partea dreaptă să coboare o femeie. L-a aruncat într-o altă mașină parcată, iar apoi în gardul unei case. În microbuz erau 5 persoane, dar doar femeia care a coborât a fost rănită ușor la mână și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Din sens opus a venit un alt autoturism care a fost acroșat de mașina condusă de șoferul vinovat. Bărbatul care era pe scaunul din dreapta spate al mașinii conduse de șoferul băut a murit pe loc. Ducea cu viteză? Da, din ce se aude, conducea cu viteză, teribilismul, nici nu deținea permisul valabil, îl avea suspendat și am înțeles că era și băut. Și biat, și fără carnet. Șofer. Da. Și fără carnet. Așa merge prin oraș? Așa se merge la Pătule. Pompierii de la descarcerare au intervenit pentru a scoate din mașină șoferul care a fost transportat la spitalul din Drobeta Turnu Severin în stare foarte gravă. Medicii spun că este în comă de gradul al treilea, iar șansele de supraviețuire sunt minime. La sosirea la locul intervenției am găsit o persoană de încarcerată, care a fost descarcerată, predată serviciului de ambulanță și a acordat primul ajutor, și o persoană, din păcate, decedată. Una din victime a decedat, cealaltă în stare comatoasă, practic în comă de gradul 3, cu marcă traumatică masivă, traumatism craniocerebral acut deschis, traumatism facial, traumatism toracic. I-am acordat primul ajutor, a fost intubat, aspirat, adus aici la Spitalul Județean, unde a fost preluat de medicii de pe UPU. Șanse? Foarte mici. Șoferul vinovat are programată nunta peste câteva luni, iar acum se zbate între viață și moarte la spitalul din Drobeta Turnu Severin. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă pe numele său.